Salutare, dragii mei lei, bine v-am găsit la un nou horoscop. Eu sunt Amos, sunt tarotolog și în următoarele minute o să-ți prezint previziunile pentru luna aprilie. Voi extrage pentru tine prima oară un mesaj al îngerilor. Să vedem care este mesajul lor pentru tine. Dragii mei, aceasta este o etalare generală, nu uitați, nu luați de aici decât ceea ce vă servește. Pentru oricine care are soarele, luna, ascendentul sau orice altă planetă în zodia leu, puteți să priviți acest video, chiar și pentru voi cei care sunteți interesați de un leu. Am schimbat puțin decorul pentru că am vrut să vedeți mai bine cărțile. Știu că unii dintre voi m-ați rugat să fac treaba aceasta. Sper să fie mult mai ok și să ne bucurăm de mesajele pe care le vom primi. Vă mulțumesc pentru toate mesajele voastre, pentru toate comentariile voastre. Hai să vedem care este mesajul îngerilor pentru cei din zodia leu. Simt să extrag această carte pentru voi. Wow! Mesajul vine de la Arhanghelul Rafael. Ce frumos! Te ajut să vindeci provocările fizice în tine și în ceilalți. Ești un vindecător ca și mine. Un mesaj foarte important, dragii mei, de la Arhanghelul Rafael. Cred că treci printr-o perioadă, să spunem, tulbure, poate și din punct de vedere fizic. Te simți puțin slăbit, te simți puțin apatic în această perioadă. Poate să fie și astenia de primăvară. Cred că cu toții trecem în această perioadă prin momente mai tulburi, dar cred că Arhanghelul Rafael îți este alături. Te sprijină foarte mult, să știi, în această perioadă. Poate ar fi cazul să te rogi Arhanghelului Rafael. Voi extrage și un card din oracolul călătorului să vedem care este drumul tău de acum încolo. Ce sfat primim pentru tine? Mergi întotdeauna în frumusețe și în lumină. Wondrous Universe. Iată ce mesaj frumos ai primit. Ești un înțelept în momentul de față. Mulți dintre voi sunteți spirite înțelepte, bătrâne oarecum. Deja v-ați născut cu acest spirit bătrân. Când spun bătrân, să știți că nu mă refer neapărat din punct de vedere fizic, mă refer din punct de vedere intelectual, din punct de vedere al spiritului, da? Sunt anumite suflete care se nasc deja foarte înțelepte, bătrâne. Și cred că energia aceasta vă va ajuta foarte mult ca de acum încolo să înțelegeți ce se întâmplă în viața voastră, de ce s-au întâmplat anumite situații. Treceți printr-un moment foarte important. Este ca și cum în jurul vostru se întâmplă o magie, se întâmplă ceva, primiți niște mesaje de la Univers, de la Dumnezeu. Iată, aveți Arhanghelul Rafael, care este un arhanghel foarte important, da? Și care ajută foarte mult în partea aceasta de vindecare, de vindecare mai ales emoțională și fizică. Treceți printr-un proces de regenerare, eu așa simt. Hai să vedem care sunt și mesajele tarotului. Pentru cei din zodia leu, luna aprilie. Pajul de bâte. Înveți să apreciezi lucrurile mărunte. Te bucuri de viață, te bucuri de ceea ce ai.
Pajul de bâte arată faptul că acțiunile tale sunt îndreptate către un nou orizont. Foarte frumos. Mă voi opri. Voi face o etalare puțin diferită. Vreau să văd ce ai lăsat în urmă. Prezentul tău. Wow! Wow! Minunat! Minunat, dragul meu, leu! Mi s-a făcut pielea găină. Wow! Superb! La baza pachetului, cartea Judecata. Judecata, dragul meu, leu, stai în fața adevărului, renaști. Din punct de vedere spiritual, fizic, se întâmplă ceva extraordinar la tine în luna aprilie. Vorbim despre un ajutor divin. Vorbim despre faptul că Dumnezeu efectiv te ține în palme. Este ceva extraordinar ce se întâmplă cu tine, pentru că mulți dintre voi sunteți la un început de drum, ca și cum toată experiența vieții voastre ați înțeles-o. Ați înțeles-o și acum știți exact cum să gestionați situația și cum să mergeți înainte. Sunteți niște persoane foarte puternice. Sunteți niște persoane care au o determinare extraordinară, într-adevăr și încăpățânați, dar vă ajută. Vă ajută de data aceasta foarte mult. După cartea Judecata, 4 de bâte, 5 de monede, 4 de cupe, iată, ieșiți dintr-o perioadă, dragii mei, de stagnare, ieșiți dintr-o perioadă în care ați avut niște gânduri aproape depresive, aș putea să spun. A fost un blocaj mental aici pentru voi. Așa cum spuneam, cartea Judecata, da? Judecata, sunteți chemați la o renaștere. Dumnezeu vă este alături. Este ca și cum lăsați toate experiențele neplăcute în spate și vă creați un nou univers. 4 de bâte, acest drum pentru tine înseamnă succesul. Unii dintre voi poate vă faceți planuri de căsătorie în anul acesta. Da? Dar vorbim despre proiecte, vorbim despre idei foarte bune, despre un drum care îți este destinat, este pentru tine. 5 de monede, cu banii nu stai foarte bine în luna aprilie, dar aici avem și, să spunem, reminescențe care au rămas din trecutul tău. Nu cred că lucrurile stau chiar atât de rău pe cum le consideri tu pe parte materială, dar este posibil într-adevăr să treci printr-o perioadă mai ciudată din punct de vedere financiar. Din punct de vedere emoțional, iată, ieși din zona aceasta, 10 de spade și 4 de cupe. Ieși din zona aceasta de stagnare emoțională, părăsești practic această perioadă a trecutului tău, gânduri negre, poate depresie pentru mulți, oboseală psihică, foarte frumos, foarte frumos. Ce lași în urma ta, ce lași în urma ta sunt anumiți oameni, oameni care simt așa că și cum ți-ai pierdut răbdarea cu unii dintre ei. Cu unele persoane din jurul tău ți-ai pierdut această răbdare și ești mult mai orientat către tine în momentul de față. Ai lăsat în trecutul tău, poate, nu știu, unii dintre voi un serviciu, un job. De ce? Pentru că aveați senzația că nimic nu se mai întâmplă, nimic nu se mai dezvoltă acolo. Practic nu mai exista niciun alt drum pentru voi și atunci ați decis să mergeți într-o altă direcție, într-o direcție care, iată, o să fie de succes pentru voi. 3 de cupe și 7 de monede. Această răbdare de care eu îți povesteam și pe care cu unii oameni nu ai mai avut-o. Ai investit foarte mult în anumite relații, dar ai mers mai departe, ai mers mai departe pe drumul tău. Ce mai lași în urmă sunt anumite tipare de gândire, anumite moduri în care tu vezi lucrurile, să spunem, și viața. Poate pentru unii dintre voi, în trecutul vostru apropiat, nu știu, 3, maxim 6 luni, ați avut chiar și o călătorie din care ați învățat câte ceva, ați plecat de acasă, poate. Și, într-adevăr, pe partea aceasta emoțională încă aveți anumite regrete. Dar le și părăsiți în curând.
Nu o să vă pară rău de decizia aceasta pe care ați luat-o, dragii mei. Această plecare, chiar dacă pare tristă, să spunem, ajută foarte mult la dezvoltarea voastră. Este o situație din punct de vedere emoțional pe care tu ai lăsat-o în urmă. Nu pot să spun că acum nu ești foarte, foarte, că ești foarte, foarte încântat de această decizie, dar totul va fi spre binele tău. Dragul meu Leu, ce trebuie să știi tu din toată această etalare este că în prezentul tău ai 4 arcane majore. Deci totul este compus din arcane majore la tine. O să ți le arăt pe toate pentru că este extraordinar ce se întâmplă aici. Viața ta se schimbă. Avem cartea Lumea, avem cartea Nebunul, Soarele și Temperanța. Iată, 4 arcane majore extraordinar de importante, ce înseamnă că ție ți se schimbă perspectiva cu totul. Mulți dintre voi renașteți, mulți dintre voi veți avea legături cu străinătatea, noi proiecte, o nouă gândire. Este ca și cum Dumnezeu își pune mâna pe voi și vă schimbați total. Cartea Nebunul, care arată faptul că vă asumați aceste riscuri, v-ați asumat aceste consecințe, indiferent de ce va urma, voi ați mers pe drumul acesta, ați luptat foarte mult și acum aveți sprijinul acesta divin din partea lui Dumnezeu. Lumea arată și terminarea unui ciclu, arată faptul că o perioadă din viața voastră efectiv se închide, se oprește, începeți altceva, sub altă formă, vă văd altfel, strălucitori. Cartea Soarele și Temperanța. Ce să vă mai zic decât că sunteți luminați, sunteți binecuvântați în această perioadă. Luna aprilie pentru voi semnifică niște schimbări extraordinar de mari. Extraordinar de mari. Mulți dintre voi o să vă găsiți echilibrul, vă găsiți această balanță perfectă în a trăi. Avem cunoaștere aici, avem blândețe, avem vă ascultați mult mai mult pe voi, ceea ce simțiți, ceea ce vă doriți. Este ca și un copilul interior iese la suprafață și părăsiți un trecut, un trecut tumultos. Se pune capăt unei etape, dragii mei. Soarele poate însemna în poziția voastră o perioadă de câștiguri spirituale extraordinar de mari, o înțelegere profundă a vieții și a situației în care vă aflați și iată că Dumnezeu vi le oferă pe toate. Sunteți într-un moment în care toată perspectiva voastră se schimbă. Sunteți îngerii vă sunt alături. Extraordinar de frumos. Ce vă așteaptă în următoarea perioadă? Vă așteaptă noi oportunități, dragii mei. Vă așteaptă împlinirea. Știu că poate să sune pompos ceea ce spun eu aici. Este o etalare generală, bineînțeles că nu pentru toată lumea, nu toată lumea o să fie în această situație, însă, iată, asul de bâte, acțiunile voastre vor da roade, sunteți pe drumul cel bun, dragii mei, aveți încredere în voi, aveți încredere că lucrurile se vor rezolva, totul este spre binele vostru, nimic nu a fost întâmplător, absolut nimic. Veți da dovadă de o determinare și de o putere ieșită din comun. Iată, cartea împărăteasa, planeta Venus, vorbim aici despre dăruire, despre iubire, despre o conexiune foarte puternică cu natura. Poate unii dintre voi v-ați retras în natură, poate sunteți în natură, ați rămas acolo, sunteți binecuvintați, sunteți... Unii dintre voi poate în curând o să întemeiați această familie, aveți o familie, un copil pe drum, da? Cartea Împărăteasă arată întotdeauna o perioadă de împlinire sufletească și de așezare emoțională. Noi idei, Pajul de Spade și Asul de Spade, tot ce te rog este să nu te grăbești în acest proces. Nu te grăbi, fii calculat, drumul tău este acesta și... O să vezi că o să mai ai anumite curiozități.
În unele lucruri te vei grăbi să tragi anumite concluzii, să vezi situația, nu știu, cât mai repede, nu prea mai ai răbdare, să spunem, să aștepți. Dar să știi că din punct de vedere mental te vei stabili, vei ieși din acea zonă de confuzie, vei ieși din acea zonă de stagnare. Extraordinar, dragul meu Leu, niște mesaje extraordinar de puternice au ieșit pentru tine. Nu uita, în prezent ai patru arcane majore, patru arcane majore care îți vor influența viața într-un mod în care nici măcar tu nu te aștepți. Cam acestea au fost mesajele mele pentru tine. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru că m-ai urmărit până la capăt. Dacă ți-a plăcut acest filmuleț, nu uita să dai un like și un share. Eu apreciez foarte mult. Și ne întâlnim pe pagina mea de Facebook, dragii mei, pe Amos Tarot, pe Instagramul meu, Amos The Wizard. Nu uitați și de site-ul meu, amostarot.ro. Toate detaliile le găsiți în descrierea videoclipului de jos. Până data viitoare, eu vă doresc o primăvară minunată și să aveți foarte mare grijă de voi.